Bună ziua tuturor, sunt Arotela, de asta dată cu o etalare pentru cei născuți în zodia balanței pentru mai 2019. Am amestecat cărțile și nu am vrut să încep etalarea până nu v-am arăta două cărți care au vrut să se arate. Regina de băte și Regina de spade. Ați putea fi dumneavoastră în legătură cu o persoană în semn de foc, soare, lună, venus, nu contează, semn de foc, leu, berbec sau săgetător. Aici Balanță, gemeni sau pf, cine mai este vărsător. O discuție. O discuție poate despre o, pf, eu știu, vreți să începeți o afacere, Să regina de băte este întreprinzătoare, are pasiune, poate discutați despre niște chestiuni legale, poate discutați despre niște chestiuni creative, pentru că regina de bătei e creativă. Oricum sunt două regine. La același nivel se discută. Și dacă una are claritatea minții, cealaltă are creativitate și s-ar putea, dacă faceți afaceri cu cineva, s-ar putea să primiți idei interesante. O să fie o citire. Ia uite, am mai sărit și puterea. Sigur, aveți de a face cu cineva în semnul, de leu, în semnul leului. Poate chiar și o fecioară nouă de monede. Nouă de monede ce sar cărțile, nu ce sar cărțile. În fine, haideți să începem citirea. Încep cum am făcut și la celelalte zodii. Tăiem. Balanță. Soare, lună, Venus, ascendent în balanță. Mai 2019. Ce? Să vedem ce primiți. Slowing down. Uh -huh. Adică, mai ușurel. Luați ușor. Luați ușor. Sharing. Cine a mai primit? Am mai primit de curând sharing în aceeași poziție. Să împărtășiți. Regina de băte, cum a apărut și mai devreme. Regina de băte. E similar, aceeași energie. Conștiință. Armonie. Foarte frumos. Haideți să vedem ce. Și prietenie. Ar putea fi o discuție. Cu cineva în semn de foc. E a doua oară, repet, cum, când vă apare energia aceasta. Împărtășiți niște chestiuni creative, niște lucruri frumoase. După cum vedeți, femeia aceasta oferă lumină, oferă prosperitate, oferă voie bună. Poate să fie în a doua săptămână, dar nu, repet, nu-mi place să fixez energiile și, și lucrurile într-un cadru prea limitat. Cu această prietenie, Poate fi vorba de o discuție faină, de o colaborare benefică, poate fi. În spate aveți o greutate, burden. Poate vorbiți despre o greutate pe suflet, da? vă stă ceva, iau, te avem uh, renaștere vă stă ceva pe suflet unora dintre voi și s-ar putea să aveți un prieten o prietenă de suflet uh, un semn de foc, mai mult sau mai puțin poate să fie și semn de apă, că avem aici semn de apă, poate să fie și pământ în fine, orice semn nu contează e o persoană dispusă să vă asculte luați-o mai ușor nu vă ambalați dacă cumva într-adevăr ați avut o greutate, luați-o mai ușor cu pași mici, da? ca și această broască țestoasă, da? cu pași mici, ajungeți către o altă stare. Ieșiți din, din, din starea aceasta de greutate, începeți să renașteți. Dar, ca orice naștere, procesul e dureros și necesită timp. Da? Aveți conștiință, aveți armonie unii dintre voi sunteți invitați să vă conectați profund la conștiința voastră și să vă găsiți, să descoperiți acele aspecte din voi care vă, vă, vă fac o persoană armonioasă. Până la urmă sunteți un semn venusian. Și spun asta pentru că ați trecut, e clar, unii dintre voi, printr-o printr situație dificilă, da? aveți bă, nu aveți greutate și începeți să renașteți. Da? Dar renașterea începe la nivelul conștiinței voastre, în momentul în care conștientizați că e momentul să ieșiți din acea dimensiune, din acel trecut, din acea poveste. Poate unii primiți niște mesaje care vă luminează gândurile, sunteți un semn mental, da? Și vă ajută să vă armonizați în interior, să vă conectați la, la inima voastră. Poate să fie o persoană în semn de apă, în acest caz. Sper că am fost clară și sper că mesajul este de bun augur. Haideți adică să încercăm o cruce celtică. Tai cărțile. Soare, lună, Venus ascendent în balanță. Mai 2019. Ce rapid am fost, 5 minute. Central. Wow! Cups. 10 de cupe. Foarte frumos! Poate fi semn de apă, adesea reprezintă semnul peștilor, e o stare de frumusețe interioară, de armonie, cum a apărut și mai devreme, și îmi place când cărțile corespund unele cu celelalte. Haideți să vedem mai departe ce vă blochează, de fapt, sau ce e provocator pentru voi. Nebunul, l-am mai văzut și mai devreme în timp ce amestecat, am amestecat cărțile, însă a apărut un pic invers. Poate unora vă este frică să riscați un nou început. V-ați obișnuit cu o poveste, o situație și vă este frică să o luați de la zero, într-o privință. De scurt, în trecut îndepărtat patru de cupe tristețe tristețe mare, poate să fie o persoană care a fost înșelată, da, și n-a mai mult timp, n-a mai văzut nicio opțiune, n-a mai primit nimic, poate să fie pot să fie ani de zile, e un trecut îndepărtat, pot să fie luni voi știți mai bine ce s-a întâmplat, iar semn de apă e o energie de tristețe profundă, de nemulțumire, de regret, de regret, de, de, ca și când cineva a înșelat, a fost un trio, da? Poate să fie și în afaceri, neapărat și în familie se întâmplă trădări. Nu neapărat poveste romantică. Oricum, ați regretat mult timp și n-ați mai văzut și celelalte opțiuni. Trecutul apropiat, nou, aici iar sunteți dumneavoastră sau învărsător sau geamăn sau cineva foarte îngrijorat. Nou de săbi V-ați făcut griji în ultima vreme. Poate a stat și v-ați. Ați cam stat în, în energia aceasta de tristețe, regret, supărare, nemulțumire. V-ați făcut griji. Haideți să vedem. Energia au oh, frumos. Regele de băte. Regele de băte. Energia care va domina în această lună, această citire. Poate să fie o persoană, nu e obligatoriu să fie bărbat, aici apare ca și bărbat, o energie masculină, este o o persoană de acțiune și acționează uh, conform unor principii bine stabilite, principii mai degrabă materialiste. Avem iar, luna mai, avem semnul taurului, poate în, timp, în această perioadă a zodiei taurului, vă împământeniți, începe să ieșiți din această stare cu pași mici, ca acea broască testoasă poate cineva vă oferă din abundența lor, totuși regele de monede este o persoană generoasă, cum a, apăr a apărut mai devreme, a apărut ca și regina de băte. Poate să aibă două caracteristici, da? Nu e obligatoriu să fie în, acel, în aceste semne, dar are aceste două caracteristici. E abundentă, e voioasă, dar e și stabilă, e și pragmatică. S-ar putea să vă ofere ajutorul să ieșiți cu pași mici din, din tristețea asta, că e și pe verticală și e, e fain. De la tristețe aveți în acest moment o stare de bucurie, de confort, de încântare, da? Uh, și bănuiesc că pentru unii dintre voi primiți un ajutor de la această persoană. E o persoană de autoritate. Poate să fie un părinte pentru unii dintre voi, un tată. Ia uite, sigur primiți un dar de bani, asta la modul simplist, știi? Dar um, astul de monede da, reprezintă un dar de bani, reprezintă un cadouț, dar mai, îmi place mai mult să văd ca pe o Ofertă de lungă durată, cum am spus mai, de per, mai devreme, mă repet, cu pași mici începeți o relație de lungă durată. Poate acest om să, să vă ofere prin prezența lor ceva stabil, nu doar material, de obicei semnele de pământ sau, în fine, un rege de, de monede, oferă și emoțional, dar oferă o stabilitate. Poate ca și balanță aveți niște planete în scorpion și ați stat prea mult în energia aceasta scorpionească, în această. Ați atras poate prea multă negativitate și această persoană cu semne, cu planete în semn de taur, în semnul taurului, scuzați-mă, da, vine și vă echilibrează într-un fel. Dar provocarea este să o luați de la zero, să riscați un pic. Dar nu e un risc, analizați bine situația. Poate v-ați făcut grijă în ultima vreme, dar simt că până acum arată cărțile care că ar fi în beneficiu vostru. Sfatul, da? o discuție frumoasă, un mesaj plăcut de la acest rege, poate voi comunicați cu ei, în fine, poate să fie și un copil în semn de apă, mai mult sau mai puțin, comunicare emoțională. Începe să deschide, vă deschide sufletul, cum a fost mai devreme sharing, să împărtășiți da? prietenie Începeți o prietenie, poate. Poate lucrurile, această, acest as de monede, această ofertă de lungă durată, începe printr-un printr cuvânt frumos, printr-o simplă prietenie. Exterior, puteți să fiți dumneavoastră, poate să fie un alt semn de aer, gemen, vărsător sau balanță. Um, la modul simplu este dar este adevărul. Într-un fel sau altul ați primit sau veți primi în această lună niște informații care vă, vă, aduc o victorie în situația în care sunteți. Vă aduc claritatea minții și e bine pentru că, uitați, în trecut o apropiat, aveți 9 de spade, aveți 4 de cupe, v-ați făcut prea multe griji. Prea multe griji. O reușită. O reușită. Poate să fie și o chestiune legală, dar să fie o reușită în această direcție. De ce vă este frică? Trebuie să alegeți. Iar, semn de aer, puteți să fiți dumneavoastră aici. Doi de spade și adesea, balanțele știm foarte bine, dacă aleg destul de greu. Bine, în momentul în care aleg, urmează alegerea. Dar că sunt se semne cardinale și le urmează cu sâmbătăioase. Dar, până alegeți, e cam un proces cam delungat. E lună nouă, alegeți mai repede, Ajutați-vă de această sabie. E, poate să fie o persoană, poate să fie pur și simplu, eu știu, o veste, un cuvânt, o carte, tot ce înseamnă sabie, da, cuvânt, cuvânt scris, cuvânt spus. E o energie, e o energie divină care se manifestă într-un fel în viața voastră și ar trebui să vă ajute să, să decideți ce vă doriți. 4 de monede, iar 4 vă doriți stabilitate, stabilitate materială, pentru că vă oferă stabilitate emoțională și mentală, evident. Vă doriți stabilitate. Din acest motiv, e provocator să ieșiți din, din starea voastră și să riscați. Dar se pare că, totuși, undeva în centru aveți o carte super frumoasă, excelentă, 10 de cupe, bucurie maximă, un potențial. Minunat. Un potențial minunat. Vă întâlniți cu cineva care vă împlinește toate dorințele. Vi se întâmplă ceva. Acest dar vă aduce multă bucurie. Prezența acestui om. Vă ghidează într-un fel. Da? Poate acest rege de, de monede vă susține și verbal, vă încurajează. Finalul. 5 de monede. Cinci de monede poate să reprezinte într-adevăr niște probleme financiare și din acest motiv aveți nevoie de stabilitate financiară și poate ați fost triști. Dar se vede că, se vede că, scuzați-mă un pic,